Bun venit la o nouă întâlnire cu Noi Românii. Pentru început, partea a doua a interviului cu Andreea Horvat, liderul partidului NDP din Ontario. Interviu care a avut loc cu ocazia Galei Presei Etnice, unde emisiunea noastră a primit un certificat de, să spunem, bună purtare. În continuarea emisiunii, un material de la Kitchener filmat de Radu Secășan, de la spectacolul piesei de teatru Croitorașul cel viteaz, susținut de trupa de teatru pentru copii Libelula. Vizionare plăcută. Ethnic media and TV particularly is the bridge. It's the bridge between, you know, the communities living in neighborhoods and across the province and government or elected people. It not only provides an opportunity for government or politicians, so I'm not in government but I'm in opposition, to explain, you know, what our values are, what our beliefs are, what our agenda is, what would be on our list of priorities, or the government to explain kind of what they're doing to the population. I mean, it's a pathway to reach people and help create a connection between everyday folks, people from various ethnocultural backgrounds, and their government. It actually helps our democracy, I believe, because it creates that opportunity for a discussion and debate and evaluation and participation that otherwise won't be there. Doi plus doi egal?
față de publicul din România și păstrând proporțiile comunităților de aici, față de publicul din România, cum vezi de pe scenă publicul româno-canadian? Mult mai emoționat la întâlnirea cu mine, cel puțin, mult mai emoționat, mult mai melancolic câteodată, depinde și cum abordez ceea ce cânt. Deci, ceea ce am simțit și la Montreal și la Toronto a fost o legătură care se creează din prima. Deci, chiar înainte de a începe cântatul, parcă toți știm într-o idee de ce suntem acolo. Care e scopul care ne-a adunat pe toți în acea sală? Nici o surpriză. Nici o surpriză, din punctul ăsta de vedere. Dar e o senzație plăcută. E ca și cum așteptai să te întâlnești cu niște prieteni și când te-ai întâlnit, știi că ești cu prietenii tăi și gata. Ducu, îți mulțumesc foarte mult pentru minutele acordate. Trebuie să spun pentru cei care au scăpat spectacolul, că au pierdut un recital de excepție, însă vom da pe bucățele și vom include în interviu cu tine secvențe din acest spectacol și te așteptăm din nou, bineînțeles, în Toronto, să ne încânți încă o dată. Îți mulțumesc, Raul, încă o dată și eu aș vrea să vă mai spun ceva. Una dintre chitările cu care eu cânt foarte, foarte mult, am luat-o în 2003, da. Acum 13 ani, da. Aici la Toronto, datorită lui Raul. Raul m-a trimis la un magazin de chitări, am luat o chitară foarte, foarte bună. Fiecare chitară are un nume de femeie, că am spus că are forma de corp, de trup și e bine să ții și o chitară sau o femeie la aproape de tine. Iar chitara luată de aici, datorită lui Raul în Toronto, i-am pus numele de Niagara, fiindcă e foarte tare, foarte dinamică și este exact ca o cascadă. Și îți mulțumesc frumos, Raul, pentru prietenie și pentru tot sprijinul. Cu mare plăcere. Bye.
ei, suflet fără chei. Fără port și fără ziduri, lași în urmă, nu mai ridur chei. City Immigration and Settlement oferă servicii de imigrare, vize de muncă, studii și vizitator, solicitare de refugiu, rezidență permanentă, sponsorizare familie. Stella Coldea, Immigration Agent. Am primit de la Câmpul Românesc programul Săptămânii Culturale a Centrului Cultural Nae Ionescu, program pe care îl veți vedea afișat pe ecran. În Ottawa va fi susținut un spectacol panortodox cu corurile câtorva biserici ortodoxe din Ottawa pentru susținerea sinistraților de la Fort McMurray din Alberta. Ziua internațională a IEI, sărbătorită la Art Gallery of Ontario, sâmbătă 25 iunie, ora 17, expoziție de I din colecții particulare, expoziție foto Florin Prunoiu, proiecție de film documentar Boian, satul care a traversat oceanul, muzică populară cu Ion Crețeanu la Cobză. Biserica Sfinții Ștefan cel Mare și Nectarie din Oshawa vă invită în zilele de 19-25 iunie să vizitați pavilionul românesc de la festivalul Fiesta Week 2016, organizat de Oshawa Folk Arts Council. Detalii la biserică, preot paroh Petre Busuioc. Tabără de vară în limba română organizată de Asociația Orla și Toronto District School Board, 4-29 iulie, între orele 9 și 16. Relații la școalaromânească.ca. Și încă o tabără de vară organizată de Asociația Rocatici și Halton District School Board, tot 4-29 iulie, între orele 8 și 18. Relații la e-mail școalaromânăoakville@gmail.com. Fanfara Ciocărlia și Adrian Raso în Kitchener, 5 iulie, ora 19, sala Maxwell's, bilete la www.ticketscene.ca/maxwells.